Trebata lui Cristi, sportivul, de la Liviu Sportiviu, îmi cer scuze pentru măicuța lui și pentru tata lui, care nu va uita niciodată, 200 de euro pentru cei mai buni părinți din lume. Și încă o dată vă mulțumesc la toți invitații, la toți oamenii prezenți, bineînțeles băieții de la Țăndărei, băieții de la Râmnicu Sărat, pentru tot neamul lui care este alături de el, toți prietenii lui și toți prietenii lui tăicuțului, 200 de euro. Divada la frații Becere, pentru cei mai iubiți oameni, pentru Puia și Neluța, Dumnezeu să ierte, pentru Liviu, pentru Cristi și pentru toată familia îndoliată, 100 de euro. Mai, Doamne, multă lume mă întreabă, Divada lui Bangrobi Didiu, pentru comătul lui, pentru Liviu Sportiv și pentru toată familia asta îndoliată, 50 de euro. Mai, Doamne, multă lume mă întreabă, de ce porc cămașa neagră? Eu cămașa neagră port după tata că e mort și după măicuța mea nu mai găsesc liniștea. De la Marian Bos, bineînțeles pentru vărul lui, pentru Puia și pentru Lenuța și pentru copiii lui Puia, pentru Liviu și pentru Cristi, care sunt ca frații lui, 5 milioane. Să revedem un special melodia asta din partea lui Liviu și Cristi pentru părinților dragi, Dumnezeu să ierte, pentru Puia și Lenuța. Mai, Doamne, multă lume mă întreabă, mai, Doamne, de ce porcă mașă neagră, of, 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 of. Eu că mașă neagră port după tata că e mort și după măicuța mea nu mai mă găsesc liniștea. Din partea lui Adelin, în primul rând pentru unchii lui, pentru Cristi și Liviu, pentru mătușele lui și pentru toți verișorii lui, care cu adevărat se potrivesc cuvintele astea de ce porcă mașă neagră și-a purtat un an și mai poartă în continuare, și nu în ultimul rând pentru Puia și Lenuța, 5 milioane. Din partea lui nepotul Cezar, Rusu, pentru cunoații lui, pentru Cristi și pentru Liviu și bineînțeles pentru cei mai buni socri din lume, pentru Puia și pentru Lenuța și nu în ultimul rând pentru regele lui, pentru tăicuțul lui, pentru Mureș, aceeași durere, 200 de euro. Ia uite ce spune. Mai, Doamne, merg cu mașina și plâng, mai, Doamne, merg cu mașina și plâng, că nu-mi vine tata în gând. De la prietenul nostru din partea lui Rică Sotaru, de la Râmnicu Sărat, în primul și în primul rând pentru domnul Liviu, pentru frățelul lui
pentru Cristi și pentru părinților dragi și scumpi, pentru Puia și Lenuța și pentru cuvântul lui pentru frații BCR. 2 milioane, 4 milioane, 6 milioane, 8 milioane, 10 milioane de la Rică să dau. Din partea la frații BCR, pentru durere la alu Cristi și alu Liviu, pentru părinților, pentru Lenuța și pentru Puia, pentru cuscrul lui, pentru Cezarul Rusu, pentru tăicuțul lui Cezar, pentru Mureș, Dumnezeu să-l ierte, și pentru toți morții, 200 de euro de la Andruș BCR, de la frații BCR. Mai, Doamne, merg cu mașina și plâng. Mai, Doamne, merg cu mașina și plâng, că îmi vine tata-n gând. Îngerul meu păzitor, îngerul meu păzitor, el nu mă lasă până mor. Ia uite ce spune. Măi, Doamne, aud vocea lui mama, avul care-mi spunea sarmana, ai grijă, Liviu, al meu, să nu dai mamă de rău. De vadea lui Haiduc, pentru Lenuța și pentru Puia, și nu în ultimul rând pentru copiii lor, pentru Cristi și pentru Liviu, pentru Cristi în mod special și pentru Liviu. Și pentru toți morții, Dumnezeu să ierte, 10 milioane. De partea lui Levereu, nepotul lui Puia, pentru Puia și Lenuța, pentru Cristi și Liviu, cei mai supărați, pentru Raluca, pentru Marușca și Ramona, măicuța lui, 5 milioane. Iauzi. Se mai repetă toate vorbele astea. Măi, Doamne, am avut vocea lui mama, măi, Doamne, care-mi spune sărmana, ai grijă, Liviu, al meu, să nu dai mama ta. Iauzi. Măi, mamă, să-ți dai viața și la mine, să-ți dai viața și la mine și să nu lași pe Cristi, care mă sunt durerat, care mă sunt durerat, el e frate adevărat. Au cum să nu-ți pierd și să plâng. Au ce mai părinți am pierdut. Că știe Dumnezeu din cer, cel mai frumos caracter era tăicuțul meu. Pentru Madalurica Sădarnu, pentru Liviu, pentru cuvântul lui, pentru părinții lui, care vede că suferă mult și suferă și el lângă el, 100 de euro. Am cum să nu
beau și să plâng. Cum să nu beau și să plâng, ce mai pare ți-am pierdut. Doamne, că zic o vorbă pe bune, cel mai bun tata din lume. Nu mai zic de mama mea, nu mai zic de nima mea. Se ruga mereu noaptea, of, Doamne, băieții mei, lumina ochilor mei. Vali, pentru Puia și pentru Leluța și pentru toată familia lor îndărurată, cea mai supărată familie, 100 de euro. Ia voi ce spune. Ia uzi. Să fii cât de fericit, Doamne, fără tata n-ai nimic. Doamne, poți să fii cât de bogat, poți să fii cât de bogat, fără mamă e sărac. Doamne, mă topesc de supărare, mă topesc de supărare, cum e zăpada la soare. Doamne, și mă simt nefericit, și mă simt nefericit, fără tata n-am nimic. O să ai 50 de case, să ai pietre prețioase, o să ai toți banii din bancă, degeaba dacă n-ai tată. O să ai 50 de case din partea lui Leonard Voronești, pentru Puia și doamna Lenuța, pentru băieții lor, pentru Lini și Cristi, pentru cuvântele la Luca și pentru Cedar și pentru tăicuțul lui, pentru Mureș. 5 milioane. O să ai 50 de case, să ai pietre prețioase, să ai toți banii din bancă, degeaba dacă n-ai tată. De fata lui Cristi, care a lăsat cel mai frumos nume și le mulțumește la părinții lor cel mai mult. 5 milioane din fata lui Cristi. Din partea lui Leo Barbaru, pentru scumpului tată, pentru Caiac Barbaru, pentru vecinilor, pentru Lenuța și pentru Puia, pentru băieții lui Puia, ce mai bun vecin, 100 de euro! Ce spune vorbele astea?
Auzi. S-o credeam tu că de vla. S-o credeam tu că de vla. La linia în me, da iurea. Deci-au pus șaule de vla. Ce-am pus șaule de ples, s-o scălame la durere. De fapt, am luat pe spaniolul, pentru Cristi și pentru Liviu și pentru părinților, pentru Lenuța și pentru Puia, 200 de euro de la Robert Spaniolul. S-o credeam tu că de Iauzi. S-o credeam tu că te-am la talinea numele, da iodea. Deci au pus și-am le tăbles. Oh, deci au pus și-am le tăbles. Au în talinea mea, da dore. Auzi ce spune vorbele astea. De partea lui Sever. În primul rând pentru Puia și Lenuța, pentru Liviu Sportiv și pentru Cristi, pentru fetele lui Puia cele mai îndurerate, cea mai îndurerată familie, pentru toată lumea prezentă, pentru băieții la Tinerei, familia noastră, de la Râmnicu Sărat, Bărbuleștiul nostru, și pentru tăicuțului, pentru Îngerului Păzitor. Să mai repetă vorbele astea pentru familia asta îndurerată a lui Cristi și a lui Liviu. S-o credeam tu că de vla. S-o credeam tu că de vla. Buceau, buceau, le dăbles, beșau, buceau, le dăbles, sus câlilea mea, da dore. Auzi. Să mai repetă încă o dată vorbele astea noi, pentru părinții lui, viața lui, pentru Puia și Lenuța, pentru oamenii care și în fotografie să vede numai noroc, pentru comorile noastre, pentru Puia și Lenuța, și pentru surorile lor, care sunt cei mai îndurerate. 200 de euro. S-o credeam tu că de vla. S-o credeam tu că de vla. Talinea în mele, da iurea. Deși-au puceam le de vla. De bata lui Vrătianu, de la Țăndărei, 10 milioane pentru toată familia lui Liviu Sportivu,
cade omul de 10 ori, de 11 ori se ridică. Trăiască Liviu, frățiorul lui. Toți suntem supărați. 10 milioane din partea lui Brătianu de la Țăndărea. Deci apuceau le de vles. Deci apuceau le de vles. Sus că le-au metate. Maradon, americanul, pentru cumnatul lui, pentru Liviu și Cristi Puia, și în mod special pentru Lenuța și Puia, 100 de euro de la Maradon americanul. Ia uite ce spune. Mai drept la mame, ducam la muilor. Cor mai putrele de porta, ca la omul prandroma. O fumita iodică la cini, pe lidea blagai muli. O fumita iodică la cini, pe lidea blagai muli. De fata lui Luci Crin, pentru Puia și pentru Lenuța, pentru cumnatul Liviu, pentru Cristi și toată familia, îmi dorim altă 100 de euro. Lenuța venea și îmi pupa. Dar a venit încă 5 minute. Codul mai putre luta. Dar la băiatul lui Liviu, pentru cei mai buni bunici, pentru Puia și Lenuța, pentru Liviu, Cristi, Ramona, Marușca și bineînțeles pentru toți îndoliați, toată familia. Ricardo, pentru cei mai buni bunici, pentru Puia și Lenuța. Și nu în ultimul rând pentru bunicul lui, pentru Mureș. Dumnezeu să ne dă 100 de euro din partea lui Ricardo. Socrii lui, care erau ca părinții lui. Dumnezeu să-i rătă. Aviora! Aviora!
Bibele, auzi, Cristi? De bata lui Lebereu, pentru frățelul lui, pentru Adelin, care era ca băiatul de puia și nu era nepot, era ca băiatul ei. Ia uite ce spune strofa asta pentru Cristi și pentru Liviu, după care urmează pentru toți nepoții o strofă frumoasă. De la Gilbert și Ali, pentru Puia, pentru Lenuța și pentru cei mai supărați frați, pentru Liviu și pentru Cristi, 5 milioane. Din avea lirgeri gri, pute zi-mi dai ori. Că alii mi dai cărere, dică nu mă necazi me, dică nu mă necazi me. Ia uite ce spune strofa asta, să ne vadă special din partea lui Liviu și Cristi, pentru măicuța lor Nenuța și tata lor Puia, care nu-l vor uita niciodată, părinți cu mare valoare și mare caracter. O din partea lui Cristi, pentru părinții lui, viața și sufletul lui. Mai uităm la Nandei, cum o să veni, de vladinea velicii de clip, poate simi taiorii. De la Nicu Francezu, pentru Puia și Nenuța, Dumnezeu să de 5 milioane. Ia o să repetă strofa asta adevărată. De la comandru Viorel, în primul rând pentru comandru lui, pentru Liviu, pentru Cristi, 200 de euro și pentru toată familia îndurerată. Până la 300 de euro pentru părinților cei mai scumpi părinți din lume, cei mai deosebiți părinți. Pentru Puia și Lenuța, 300 de euro din partea lui Viorel. Ola li dăm la cărere, dică-l maneca și me, dică-l maneca și me, si la că tragi că de raptele. Se revede cea mai nouă strofă special. Dăm la cărere, că dică-l mănâncă și mere, și la că tras, că cam pe raptele. Tot de bătălui Robert Spaniolul, încă 100 de euro pentru Liviu și pentru Cristi, pentru frații ăștia adolerați, pentru părinților dragi, care nu îi vor uita niciodată, părinți cu nume mare și valoare, caracter și ce. Iauzi! Ia uite ce spune. De-a
la moitila per meroa Gabla moitila per meroa u camap da blanca temera Că n-a mai zi manda doro, muta doro la cio Mi dai oria la ci, oh, au, oh, oi să-ți dăm la minuti Iau ce spune Au mai vino mama un minut Mai vino mama un minut să mă răcoresc în plâns De fata lor Aluca, pentru măicuța ei, pentru Lenuța și pentru tăicuțul ei, pentru puia Încă 200 de euro cu cei mai buni părinți din lume Alu, mai vino mama un minut Mai vino, mamă, un minut să mă răcoresc în plâns Băi, Doamne, să-mi răcoresc inima Vreau să o văd pe maicuța Vreau să o văd pe mama mea Să mai văd măcar un vis Să mă răcoresc în plâns Cel mai mare valut Dove cel mai mare valut Că la noi tu te adorăm Sfinții ești tu corcorul Doamna, Sfinții ești tu corcorul Că la noi tu te adorăm Ai ducat tutuilor Avem și noi strofa asta pentru toți nepoții lui Lenuța și-a lucrat. Pentru nepoții lui Lenuța, pentru Andrei, al lui Tudora și pentru Becky, al lui Vidre care se întâlnește cu ei. Andrei, nepotul lui tata lui Lupuia și vechi nepotul lui mama lui Cristi. Ia uite ce spune copiii Lupuia. Tată, ce plâng ochii mei Tu te-ai găsit cu Andrei